Bernard Bernie-Marcus, miliardar și cofondator al Home Depot, a murit la vârsta de 95 de ani. Acesta a fost apreciat pentru abordarea sa unică în afaceri, bazată pe ideea că, dacă angajații sunt bine tratați, vor trata la rândul lor clienții cu grijă și respect, ceea ce va contribui la succesul companiei. Într-o declarație publicată la scurt timp după confirmarea decesului, reprezentanții Home Depot l-au numit pe Marcus, un maestru al comerțului și un geniu al serviciilor pentru clienți. Marcus a acumulat o avere impresionantă, estimată la 7,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire Index. Împreună cu partenerul său de afaceri, Arthur Blank, a fondat Home Depot în 1978. După ce ambii fuseseră concediați de la compania Handy Dan Home Improvement, un lanț de bricolaj din California, compania lor a evoluat rapid, devenind un gigant al retailului de bricolaj cu peste 2300 de magazine și o valoare de piață de aproape 400 de miliarde de dolari. Marcus s-a născut în 1929 în Newark, New Jersey, într-o familie de imigranți evrei ruși, fiind cel mai mic dintre cei patru copii. După absolvirea studiilor de marketing la Universitatea Rutgers, și-a început cariera în retail, trecând prin mai multe companii comerciale înainte de a-și lansa propria afacere care avea să redefinească industria de bricolaj.